Peste 100 de milioane de animale doar în Statele Unite sunt otrăvite, orbite sau chiar omorâte. Bună, eu sunt Vlad și bine ați venit la nouă meu de pe YouTube. Să știți că se întâmplă, chiar în acest moment. În timp ce tu te uiți la acest video, probabil că peste 100 de animale mor din cauza unui experiment eșuat. Dar e o chestie foarte bine ascunsă de autorități și în mod special de companii. Este un interes comercial dar precum este foarte bine ascunsă, încă se întâmplă. Asta ah, stai un pic, tu credeai că în 2021 nu se mai întâmplă chestia asta pentru că noi suntem evoluați ca oameni? <laughs> nu. Gândește-te din nou. Oamenii care fac chestiile astea ne spun că totul este foarte necesar pentru evoluția noastră ca oameni. Necesar pentru siguranța noastră umană. Dar totuși, este? Este clar că niciun brand de cosmetice nu vrea ca noi să știm de fapt ce se întâmplă în realitate. Pentru că astfel ei ar risca să-și enerveze toți clienții, clienți care la rândul lor ar cere ca ei să nu mai facă testarea pe animale. Totuși, hai să vă prezint câteva chestii legate de testarea pe animale. Un alt fel de adevăr, ca să zic așa. Peste 100 de milioane de animale doar în Statele Unite sunt otrăvite, orbite sau chiar omorâte. Asta din cauza experimentelor eșuate. Doar ca tu să vezi mai târziu o reclamă la TV sau într-o revistă cu rujuri noi și exclusive. Chestia foarte amuzantă este că toată testarea pe animale se poate opri în acest moment și consumatorii nu ar simți niciun efect. Există duzine de noi ingrediente care deja se cunosc ca fiind sigure pentru oameni. Și dacă tu nu vrei să folosești acele ingrediente, sunt multe alte metode mult mai predictive decât testarea pe animale, în acest secol cel puțin. Dar hai să revenim pe următoarea chestie. Testarea pe animale nu este deloc efectivă. Exact. Doar pentru că un și a avut o reacție alergică că la un ingredient testat în laborator nu înseamnă deloc că un om va avea aceeași reacție alergică. Adică nu știu cum să vă spun eu vouă, dar oamenii și șoarecii sunt construiți total diferit? Nu știu dacă are sens. Iar această concluzie a fost adusă pe masă când oamenii de știință au făcut cercetări pentru leacuri pentru cancer sau alte boli incurabile. Da, există leac pentru cancer pentru șoareci, dar acela nu funcționează la oameni. Peste 40 de țări au interzis testarea pe animale, inclusiv întreaga Uniune Europeană. Din Europa, prima țară care a interzis testarea pe animale a fost Anglia în 1998 și de acolo au început multe alte țări să recurgă la acea. Dar, de fapt, testarea pe animale nu este doar interzisă pe teritoriul european. Comercializarea produselor testate pe animale este total interzisă pe teritoriul european, sau mai specific teritoriul Uniunii Europene, mai corect spus. Dar dacă tu locuiești într-o țară în care testarea pe animale este legală, o parte din taxele din salariul tău merg la fondurile pentru testarea pe animale. Ca de exemplu, taxele din salariul tău din România merg pe diferite locuri, facilități, drumuri, nu știu, chestii care nu ți gata. Dar merg acolo, chică. Însă dacă locuiești într-o țară în care testarea pe animale este legală, ca de exemplu Statele Unite ale Americii, o parte din salariul tău va merge în fondul pentru testarea pe animale. Iar cele mai dese animale întâlnite în aceste procese sunt maimuțele. Majoritatea oamenilor se gândesc la iepuri, la hamsteri, în general la animale care sunt cunoscute ca fiind impulsive când se află în cușcă. În timp ce acest lucru este real, majoritatea animalelor testate sunt vaci, maimuțe, iepuri, câini, cai. Așadar, ce poți să faci tu de fapt? Cum poți să ajuți? Pur și simplu poți să începi să să cumperi doar produse a căror etichetă are inscripționat cruelty free sau acest produs nu este testat pe animale. Însă mare grijă pentru că doar dacă scrie cruelty free nu înseamnă că nu este testat pe animale, ci este testat pe animale, dar în căi mult mai umane și mai decente, fără durere. Ai puterea astfel de a salva nenumărate animale. Dacă nu mai cumpără nimeni, tot ce pot să facă ei este să facă o schimbare. Acum urmează să vă arăt un video pe care l-am găsit pe TikTok acum câteva zile și după ce priviți acel video vreau să lăsați în comentarii Rabbit, as you can see, I'm blind in my right eye and uh, this ear. Can't hear nothing but ringing now. I'm not a space bunny. I'm a tester. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers, and they all died doing their job. Oh. Gotta get to work. Now I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or. Uh, hey, Ralphie! Oh, here we go. Hey, hey, hey! Doctor, tell me! Ow, ow, ow! shit! Oricum cam asta a fost și pentru astăzi, vă mulțumesc dacă v-ați uitat și până aici. Cum am zis, dacă lăsați în comentarii reacția voastră printr-un emoji după ce ați privit acel video, o să vă pun la finalul videoului următor. De altfel, în descrierea aveți link-uri spre TikTok-ul meu și Instagram-ul meu unde postez în prostie în fiecare zi. Doar cum am zis, asta a fost și pentru astăzi și ne vedem data viitoare. Hai, cios!